Salutare tuturor, eu sunt Razan XD, iar astăzi o să vă prezint un nou router de la The Link, Gigabyte, modelul BIR 1950, AT1900, nu MIMO Wi-Fi router. E dual band, și pentru case medii, are Wi-Fi, este compatibil cu Google Assistant, cu Amazon Alexa. Are viteză de 1900 MB pe secundă Wi-Fi. Va fi band de 24 de aspecta de 6 de MB pe secundă, cu band de 5 GHz, are 1300 MB pe secundă. De aici vine aputit dual band, care o dată bandă de 2.4 GHz, o dată bandă de 5 GHz, gigabit voice, adică voice de VLAN, MIMO technology, smart connect, profile based parental control. Pachetul vine așa, aici scrie câteva fișuri sau ceva vendul 2.4 GHz și vendul 5 GHz cu micro și ceva mai gândă. Așa port de LED VPA 3 personal, mai fi port de setup VPC 1000 MB și secundă cu toate cu portul GB. Da, bine sigilat. Și aici timp ai de altul, ai de desfac. Nu știu ce pachet, vedem ce conține. Deci, așa vine. De sub cot. Trebuie să scot această cutie, așa, și o dau deoparte. Aici găsim routerul, încărcătorul cu antenele. Aparent acest încărcător de la acest router se prezintă așa, urmând ca acolo să vină doar acest adaptor de România sau de Europa, să zicem, până și așa e general de Europa. Se bagă pe acolo și are un canal special. Trage mai tare. Nu faci. Sau mai bine cu un de asta din Anglia sau din Italia. Mai știu când e adaptorul. Mai știu țară era adaptorul ăsta. Sau pentru că e regiune. Rubru. Vedem ca așa. Așa se prezintă acest router. Aici pe spate are 4
Mufilan libere pentru care să plece din el la călătoare. Mufa acea lan galbenifie de la cea de intrare a internetului în el. Butonul de GPS, mufa de încărcare, butonul de pointerie. Așa, poliuță de o parte. În pachet mai vine și acest cablu albastru de LAN. Cred că o să-l folosesc la, de la acel internet la acest router. Ca să așa. În pachet vine această un fel de mapă aparent. Să fie o caide, e un mapă, în care din aceste mici hâtii cu detalii despre acest router, cum încarc, sau aici, de exemplu, conține pachetul. Chiar mi se pare super interesant conținutul. Mai vine un quick installation card aparent. Îmi dă wifi name-ul, parola și un cod QR cu link-ul de la site-ul routerului. Așa, îi văd și sunt cărți de sau hârtii de utilizare, adică unde scrie cum să utilizezi acest router. Încă putiuri să dăm de o paie de pe noastră aceste lucruri. Avem nevoie și haide să o mică configurare a acestui router. De exemplu, mai este acest laptop conectat la net prin LAN. O să scot ca acest cablu de LAN. Am scos acest cablu de LAN. Gata. Și o să-l pun pe acesta albastru. Gata, dau de sticul. Aici, sub acest router a Digi, venea un resaival de la Digi, negru, doar că n-am cum să conectez acest televizor de la Philips la el, așa că am ales să scot acest resaival din funcțiune. Aici, la router, conectăm acest cablu albastru care l-am conectat pe LAN 1 la acel router la cum face asta galbenă, adică unii intră practic internetul LAN. Practic acest router este distribuitorul de internet mai rapid decât acel detail sau tot cu router. Haide să întind cablul și revin în momentul în care mufez cablul la modem. Bun, acum mufez încărcătorul lui la acesta. Așa, și o să-mi fac cumva loc
să ajung acolo la acea priză și să conectez. Acest nou router. Gata. Am plăcut și am ajuns. Acest LED atinge curent în router și scrie băgat în priză, scrie conect, iar este toate. Acum trebuie să intrăm pe site-ul www.gling. Dăm primite toate. For home wifi. Am de dat. Apărând roturul deja a intrat în funcție. Adică are intră în acesta internet, adică se alimentează cu internet. Nu ți arată că banda de 2.4 GHz este activă și nu ți arată că banda de 5 GHz este activă. Bun, acum haideți să vă arăt un lucru. Digi 465 este mai fiul meu de la Digi. Nu mi-e costul 35 MB de secundă, 35 MB de secundă, aparent. Iar acum o să mă conectez la Gling, așa. Revin după ce pun parola. Iată, am lăsat parola, acum îi dau Next. Verifică și se conectează. Conectat. Și conectat și securizat. Bun, acum eu să mă uităm cine trebuie. Cred că 433 secunde. Acest net. De 5 giga. Haideți să intrăm pe YouTube. Scotăm. Efectiv se mișcă instant acest net. În comparație cu Wi-Fi-ul normal de la Digi, care e pe bandă de 2.4 GHz. Acesta de 5 GHz având o viteză mai bună. Logic și netul pe laptop, telefon, televizor, smart, tablet, etc. ar trebui, logic, să funcționeze mult mai rapid față de cel de 2.4 GHz. Acum, hai să facem un speaker. Hai
eu mai stai, nu mă citesc un net. Și dăm go. Vedem ce prinde. Așa arată un speed test cu acest router de la G-Link. Haideți să vedem un speed test. Schimbăm IP-ul cel la Digi. Așa. Acel router da, de link. Uitați, e oprit acest router cumpărat de mine. Aceasta este viteza routerului de la Digi. Asta prin Wi-Fi. Comparați acest rezultat cu rezultatul acesta care de la routerul G-Link cumpărat de mine. Asta e rezultatul de la routerul cumpărat de mine, iar acesta e rezultatul de la Digi. E unul. Cred că nici măcar nu se compară, pe părerea mea. Da. Haide să pornesc din nou acest router. Mai și verific conexiunea la net. Între timp, haideți să facem un speed test pe telefon. O să fie vechi mi telefon. Uitați, Digi 4640. Mai fiu de la Digi. Aplicația de la speed test. Long
Și uitați, așa funcționează netul la Digi pe telefonul meu. Cel vechi. Haideți să zicem, ascult sau nu, nu știu. Opresc chiar acel receiver, să zicem, ca să mai consum, nu consum din semnal, să zicem. Dau un speed test iar. Uitați, face lucrător oprit. Asta e viteza la Digi. Bun, haide să punem între timp. Haide să punem acest router. O să las un pic să revină. În acest timp dau și acest telefon de o parte. Routerul de la D-Link vine cu aplicații compatibile atât pentru Android cât și pentru iOS. Bănuiesc din această aplicație putem configura netul nostru de la sau receiver-ul nostru de la D-Link. Uitați, acum o să fac o comparație imediat. Nu vin puțin într-o parola și pe acest telefon de la acest net. Și acum îi dau conectare. Imediat s-a conectat. Haideți să intrăm în speed test. Mai pe Digi, doar că e pe acest receiver. Nu știu cum puteți vedea, e pe acel receiver sau modem Radio Mini. Haideți să vedem. Uitați, pe telefon PIA31S 4G. De 4 GB RAM, cred, dacă nu greșesc, cu 64 GB de stocare. Uitați cum vitează acest telefon. În comparație cu celălalt Uitați, 314 MB. Prin download cumpărat cu 199 MB în download și 194 de MB pe upload, 27 MB pe upload. E că nu se compară. Bun, acum scotăm și mi-a dat când v-a scris D-Link scrie și legat și o să vă arate imediat aplicația. Dăm pe instalează. Efectiv, aproape instant s-a descărcat această aplicație. Uitați,
dăm pe deschide. Dăm pe sunt de acord. Ok. În timpul postului aplicației. Ok. Permiteți. Oare vine după ce scanez codul QR. După ce scanăm codul QR o să ne arătăm acum se contează acest router. Este cum am zis eu, nu cum un cablu LAN de la un point LAN a routerului de la serviciul nostru de internet la pointul galben de la routerul cumpărat. Dăm pe înainte, punctați routerul la oprit de electrică, apoi ascundeți înainte. Așa că când LED-urile Wi-Fi devin alb constant, apoi întind. Gata pentru funcționare atât când LED-urile Wi-Fi devin alb constant. Adică cum sunt în momentul de față. Dacă LED-urile Wi-Fi nu luminează alb constant după 2 minute, atingeți aici, pentru mai multe informații. Noi o să dăm înainte. Acum se conectez la dispozitiv, adică la acest router, ca să-l pot customiza. Putem da acest lucru de o parte de dată. Intrăm în domeniul de utilizator și parolă, aveți numele de utilizator și parolă, pentru că nu sunt dat ei cu vizorul de scris pe internet. Ia să dăm pe nu. Acum arată denumirea Wi-Fi-ului și cu parola. Am pus de ghid ca să nu se vadă parola. Am bănuiesc că aici putem customiza parola cu denumirea Wi-Fi-ului. Așa că eu să pun răzvan XD și aici o să setez o parolă imediat. După ce scriem ce nume vrem noi, ce parolă vrem noi, dăm înainte. Mai punem ce parolă vrem noi ca să ne înfrentăm la dispozitiv. Revenim cu ce introduc parola. Iată, am introdus și o parola. Parola l-am vrut eu. Mai dau înainte. Păstrează-mi dispozitivul actualizat automat. Vreau să gestionez eu actul. Dăm păstrează-mi dispozitivul actualizat automat. Acum mi-a dat ecranul ăsta, sunteți aproape de final, atingeți salvare pentru a avea aceste stări și a repornit dispozitivul, nu deconectați dispozitivul până când nu a repornit complet. Nume Wi-Fi, la parolă de conectare, parolă Wi-Fi, îi dăm pe salvare. Rutul a început să modifice imediat. Nu să modifice stările. Deja este la 11%, 12%, 13% de modificare.
Revin când ești gata. Modificarea. Aparent 96. Rutul la apă are pornit complet. Aici 99%. Salvarea modificărilor. Netați-vă la rețea de link, mergeți la setări Wi-Fi, reveniți la aplicația. Nvidia. Acum trebuie să mă reconectez. Revin după ce pun parola. Conectare. Conectat. Ma, am revenit în aplicație. Înainte. N-am nici Amazon Alexa, nici Google Assistant. Așa cum îi dau nou acum. Rețeaua dumneavoastră Wi-Fi este acum configurată. Restul de zicuri cu Google Maps se pot conecta acum la rețeaua dumneavoastră Wi-Fi. Tot sunt numele Wi-Fi și parola configurată. Terminare. Efectarea dispozitivului. Adică caută routerul. Rețea și un singur client, legată. O rețea Samsung, aici una așa. Mai fi vizitat. Dar pot face și mai fi pentru vizitat, vizitatori. Aici 2.4 GHz, 5 GHz. Arată numele rețea Wi-Fi. Parola, programare. De așa. Un program Wi-Fi va permite să accesezi Wi-Fi în anumite perioade ale zilei. Îi dau înapoi. Client, mi-a dat aici. Cine este conectat la Wi-Fi? Deci sunt telefonul ăsta 31. Așa. Am serviciu cloud, dar n-am în aplicație serviciu cloud, dar n-am nici Amazon Alexa, nici Google Assistant. Gestionare aici. Pot să dau aici LED distare să stea, să stea aprinse, să stea aprinse acest LED sau să stea. Repornire dispozitiv din telefon pot să dau sau restabilizarea să viteze din fabrică pot să dau. Modificare parolă, fus orar. Control parental. Am aici IPv4 în final. Expert. Dau înapoi. Mă duc pe client. Mi-am dat telefonul ăsta. Pot să dau testarea Wi-Fi-ului. Testează
rețelă de descărcare între router și modem. Încărcare 335 MB pe secundă, încărcare 305 MB pe secundă. Ce părerea mea este destul de... care... mult mai bun decât routerul care e de la Digi, în mod normal. Asta cumpărat de mine este mult mai bun decât acesta. Bine, nu trebuie să nu este rău dacă nu te joci sau dacă nu ai nevoie de o viteză mare de internet. Dar dacă ai nevoie de ceva mai mult, îl recomand pe acesta. Mare încredere. Dar nevoie ai o interfață și în aplicația telefonului. Așa că... plus că apare și un tip. Ai și obține să apară un tip. Când ați trebuit să buda în router. Are și un QR. Scot QR folosind camera dispozitivă mai mobil sau aplicația QR pentru a vă conecta rapid la rețeaua dumneavoastră Wi-Fi principală. Acum, haideți să testăm un puțin și viteza acestui router conectat la în cap. Deci se aude piecul ăla. Acela plastic. Vedem din coace. Aici. Acum ne asigurăm prin Wi-Fi la netul meu. Aceasta este viteza netului de arătul meu prin Wi-Fi. Acum ajungem prin cablu. Do it.
tot ar fi aplaudit. Parcă. Eu zic că are chestii bune. Chiar cu trebuie. Haideți să aruncăm un spui de fi... ...recenzi. Autorul filmului recenzi. Un poate ok, face treaba. Probabil din Dumnezeu până când cablul din lumea citată. Găsești device-uri în lumea rețele și traduci parola. Lumea și parola alegă cu un video. Da. Am luat 5 legini să le-i dau și eu. Are comand. Revin după ce comitez această recenzie. Gata, am făcut această recenzie. Am acționat acest produs, am ajuns la transferin și am ajuns la parola și diminuirea pe fiul Wi-Fi. Produsul e configurat în aplicația D-Link, Wi-Fi, de telefon, de un man cu încredere. Gata, mă uit și eu recenzia mea. Da, acesta este rotorul, îl recomand, o să vă las un link în descriere. Eu am fost Răzvan Iclidie. Dacă v-a plăcut acest clip de unboxing, review și ce am mai făcut în acest clip, vreau să lăsați un like, un coment, un share și orice vreți voi acolo. Până data viitoare v-am salutat!